Pasionații de alergare în aer liber sunt așteptați pe 29 aprilie ora 10 la startul celei de-a treia ediții a crosului Cetății Regale a Hațegului. Acesta este evenimentul de amploare ce deschide seria manifestărilor educaționale, culturale și artistice de pe teritoriul unicului geoparc UNESCO existent în prezent în România. Pentru al treilea an consecutiv, evenimentul este organizat la inițiativa voluntarilor pentru geoparc. Față de edițiile anterioare, noutatea competiției din acest an constă în organizarea a două probe distincte, amatori și profesioniști. Amatorii se vor putea înscrie la una dintre cele 6 categorii de vârstă: A1 17-30 de ani feminin, A2 31-50 de ani feminin, A3 peste 50 de ani feminin, A4 17-30 de ani masculin, A5 31-50 de ani masculin, A6 peste 50 de ani masculin. Profesioniștii vor putea concura la categoriile open feminin sau open masculin. Vârsta minimă de participare la competiție este 17 ani, iar concurenții legitimați la un club sportiv, indiferent de sportul pe care îl practică, nu pot participa la proba destinată amatorilor. Câștigătorii locurilor 1, 2 și 3 de la fiecare categorie vor fi premiați, iar toți cei care iau parte la competiție vor primi diplome de participare. Traseul crosului va avea o lungime de circa 8 km, cu punct de plecare și cu sosirea în centrul orașului Hațeg. Concurenții se pot înscrie la competiție până pe data de 9 aprilie, completând formularul disponibil online pe site-ul www.dragdehațeg.org.